A trecut un an de când urmărim Târgoviștea la pas. Proiectul a fost inițiat de un adolescent elev în clasa 9 pe atunci, care iubește istoria și fotografia și și-a dorit să promoveze orașul în care locuiește și să aducă o schimbare în societate. Joi din octombrie, Eusebiu Barbu, inițiatorul proiectului, a marcat un an de când o simplă idee a ajuns să se concretizeze. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu, unde tânărul este și voluntar. Târgoviștea la pas este un grup media creat cu scopul de a promova valorile municipiului Târgoviște, clădirile și istoria acestea prin intermediul fotografiilor și a videoclipurilor. Această idee mi-a venit în urma pasiunii pentru fotografie și dorinței de a schimba ceva în societatea în care trăim. Și de aceea mi-a venit ideea să fac acest spațiu și știu că pot să schimb ceva în societatea noastră. Pe acest parcurs, Târgoviștea la pas a însemnat ceva ce pot să schimb în bine, ceva ce pot să fac, să schimb ceva în societatea noastră. Inițial am început cu o pagină de Facebook, care avea puține like-uri, după care am dezvoltat cu un canal de YouTube în care încărcăm videoclipuri și de curând am lansat și o pagină web în care putem să scriem articole, zicem ce se întâmplă nou în cultura municipiului Târgoviște, despre evenimente, despre teatru, despre tot ce ține ce este cool, ce este bine de promovat. Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița s-a alăturat programului Târgoviște la pas. Încă din primăvara acestui an am organizat o activitate în comun împreună cu unul dintre inițiatorii acestui program, cel care este și voluntar al Bibliotecii Județene, Eusebiu, și îi sprijinim de fiecare dată. Ne bucurăm că avem tineri care doresc să promoveze orașul Târgoviște, apreciem și încurajăm astfel de inițiative și iată că astăzi, la ceas aniversar, la un an de când s-a înființat asociația lor, la un an de Târgoviște la pas, reușesc să se mențină și să o organizeze încă o activitate cu mare, mare priză la public, în special la publicul tânăr. Consider că este foarte important, atât pentru întreaga comunitate, cât și pentru edil, să cunoască părerea și inițiativele acestei categorii de public, anume publicul tânăr, publicul care asigură viitorul cetățenilor orașului Târgoviște. Întreaga zi a fost marcată prin diverse activități. A avut loc o expoziție de fotografie cu imagini din Târgoviște, au fost prezentate materiale video despre oraș, iar elevii Liceului de Arte Bălașa Doamna din Târgoviște au avut un moment artistic.